pe Dumnezeu, îngăduiți-ne pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. De ce și noi avem împrejurul nostru atâta nori de mărturii, să le vedem orice povară și pecat cel grabnic ne împresoară și să alergăm cu stăruință în luptă care este înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, care pentru bucuria pusă înainte a suferit crucea, a ținut seamă de ocarei și a șezut de dreapta tronului lui Dumnezeu. Fraților, acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea e pe sfârșit, ziua este aproape. Să le vedem dar lucruri întunericul și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuvincios ca ziua nu în ospeți, ție și în veții, nu în disfrâneri și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pisme, ci îmbrăcându-ți-vă în Domnul Iisus Hristos și grijă de trup să nu o face spre pofte. Primiți-l pe cel slab în credință, fără să ludicați gândurile. Unul crede să mănânce de toate, cel slab să mănâncă legume. Cel ce mănâncă nu să nu disprețuiască pe cel ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă să nu disprețuiască pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu le-a primit. Cine ești tu ca să judeci pe sluga altuia pentru stăpânul său stă sau cade? Dar va sta căci Domnul are putere să-l facă să stea. Și Duhului tău înalt presfințit stăpâne. Aleluia, 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 Dumnezeule, cel ce ne-a dat izbândă și nu mai supus stăpânele. Cel ce mărești mântuirea împăratului tău și faci mila unsului tău.
pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, ce se numea Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după el, și de acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacob, al lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedeu. Tatăl lor, dregându-și mrejele, și i-a chemat, iar ei, îndată lăsând corabie și pe tatăl lor, au mers după el. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelie împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Zisa Domnul către ucenicii săi, voi sunteți lumina lumii, nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă, nici nu aprind faclie și o pune sub obroc, ci o pune în sveșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze și lumina voastră înainte oamenilor, pentru că ei să vadă faptele voastre bune, cele bune, și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Oricine va mărturisi pentru mine înainte oamenilor, voi mărturisi și eu pentru ei înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înainte oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Feriți-vă de oameni, de oameni că vă vor da pe mâna sinedriilor și în sinagogile lor și vor bate cu biciuri. La dregători și la împărați veți fi duși pentru mine, spre mărturia lor și păgânilor, și veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit.